Jurnaliștii de la Econtext au verificat ce salarii au șefii polițiștilor din România, adică mai mari inspectoratelor din fiecare județ, iar Viorel Caragea pune gorjul pe locul 10 cu remunerația de 6.857 de lei pe lună. Dintre cei 41 de oameni ai legii, cel mai bine plătit este Ion Stoica, șeful IPJ Vâlcea, care primește lunar aproximativ 9.000 de lei. Acesta este urmat de șeful poliției Iași cu 7.500 de lei. Surprinzător este că liderul de la Gorj se află în fața șefului Poliției Capitalei, poziționat pe locul 13 în clasament. Înaintea lui Caragea se află colegii săi din Bacău, Mureș, Brașov, Giurgiu, Harghita, Bihor și Dolj.